Salutare! Astăzi vreau să vorbim despre câteva specificații importante ale unei surse din punctul meu de vedere. Nu intrăm în materiale folosite, tipuri de condensatori și alte aspecte de genul, vorbim strict de specificațiile accesibile tuturor pe site-ul vânzătorului sau a producătorului, adică nu neapărat cele mai importante în sine, însă dacă le respecti, nu ai cum să greșești. Prima specificație ar fi puterea sursei, 700W în acest caz. Recomand minim 400W pentru un sistem light gaming, adică un i3 cu un 1650, până la 800-900W, un i9 cu un RTX 3090, chiar 1000-1200W dacă vă gândiți la SLI plus overclock, adică plăcile noi de la Nvidia consumă mult. Eficiența, 89% în acest caz. Cu cât eficiența e mai mare, cu atât această sursă e mai rece și va ține o perioadă mai lungă. Însă ce e peste 85% e bine, ideal ar fi evident cât mai aproape de 100%, dar 100% nu e posibil. Protecțiile, cu cât mai multe, cu atât mai bine. La fel ca în cazul eficienței, acestea practic sporesc durata de viață a sursei. În cazul în care stați într-o zonă în care curentul fluctuează sau uneori aveți pene de curent, aceste protecții vă pot salva sursa și evident întregul sistem. Și nu în ultimul rând, certificarea. 80 plus bronz în acest exemplu. Aceste certificări nu garantează neapărat fiabilitatea sursei, însă mai mult ca sigur că e mai bună o sursă cu certificare decât una fără. Recomand minim certificare 80 plus pentru un sistem light gaming și minim 80 plus pentru unul high gaming, adică i9 cu ultimele plăci video apărute sau echivalentele de la AMD, evident. Această sursă o și recomand. Ca idee, e mai bună o sursă de 550W 80 plus platinum decât una de 700W fără certificări, protecție și toate cele. Prima va aduce un sistem care consumă mai mult decât a doua. Implicit, cu cât certificarea e mai bună, cu atât și ceilalți parametri evident sunt mai buni. Nu uitați că sursa ține sistemul în viață, nu o neglijați. Bugetul pentru sursă ar trebui să fie undeva la 5-10% din bugetul întregului sistem. Sper că v-am ajutat, nu uitați de un like, un share și o abonare, cu clopoțel neapărat. Eu am fost Roman, toate cele bune!